Circa 7.000 de militari au murit, au fost răniți, ori au fost luați prizonieri în 1944 după distrugerea diviziei 4 infanterie de către germani pe malurile Tisei. Unul dintre ostatici a fost și soldatul fănică Marin Caraivan, care a reușit să-și noteze de la căderea în prizonierat și până la întoarcerea în țară impresii despre iadul trăit. Mărturile au fost publicate de fiul soldatului Corneliu Caraivan, lansarea cărții având loc la Muzeul Național al Marinei Române. Se pare că este printre puținele surse care s-au mai păstrat referitor la partea războiului și a prizonieratului către Germania, de care tatăl meu a avut tristă parte, amănunte pe care le-a consemnat la momentul respectiv, fără o pretenție literară, dar citindu-le, sunt extraordinar de niște cumplite situațiile prin care s-au trecut. Prin care au trecut cei care au fost acolo. Mi-a picat în mână acest caiet de notițe din prizonierat din prima zi de când a căzut 20 octombrie 44 și până la eliberare, foarte târziu în viață. Eu cu tatăl meu începusem în o colecție de magazin istoric și n-am crezut că astăzi voi avea prilejul să-i aduc încă un omagiu pentru ceea ce a demonstrat. Lucrarea este considerată de specialiști o adevărată lecție de istorie națională. Este un veritabil jurnal de amintiri, de însemnări, de note din viața unui om care a trăit o filă din istoria națională a României. Dacă despre traumele trăite de soldații din al doilea război mondial în Uniunea Sovietică sunt enumărate lucrări, despre suferințele militarilor în Germania de la acea vreme dovezile sunt aproape inexistente. Autorul Corneliu Caraivan a reușit prin memoriile tatălui său să adauge o pagină istoriei României. Sunt zeci, sute de volume scrise despre prizonieratul în Est, în Rusia. Sunt foarte bine cunoscute aspectele de acolo. Despre prizonieratul în Germania, eu nu am găsit încă o carte. Cartea aceasta, micuță, este un prim pas spre a cunoaște și această realitate. Profesorul Vasile Sârbu, unul dintre cei care l-au cunoscut pe fănică Caraivan, îl consideră pe regretatul soldat un doctor de suflete. Era un care era mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu. Nu vă vine să credeți. Știam că a fost împrizonierat ceea ce se găsește în cartea asta. Nu se gândea să scrie o carte, nu se gândea să plângă de asta. El credea, așa cum l-am cunoscut eu și am vorbit de multe ori cu dânsul, credea că ceea ce i s-a întâmplat a fost o cumpănă. Cartea nu poate fi găsită încă în librării, însă autorul promite că, dacă vor fi cereri, va mai fi tipărită o ediție a lucrării Veniră și trecură vremuri.